Sâmbătă de dimineață, odată cu prima zi din primăvară, deputatul de Giurgiu, Nicolae Florian, a ieșit în întâmpinarea giurgiuvencelor cu mici atenții, dar mai ales cu gânduri bune în luna lui Mărțișor. Și chiar dacă soarele nu i-a ținut isonul, doamnele și domnișoarele au apreciat gestul deputatului, mai ales că nu toate au bucuria de a fi răsfățate de bărbații din viața lor. O atenție frumos mirositoare au primit și bărbații, în special conducătorii auto care și-au dotat autoturismele cu odorizante. Astfel de acțiuni organizate de deputatul Nicolae Florian vor continua și în zilele următoare, astfel încât tot mai multe giurgiuvence să simtă debutul sărbătorilor care aduc în atenția tuturor gingășia femeilor.